Alături de noi este și Diana Sipos, board member a NIST și CEO Evident Technologies. Bine ați venit la Financial Intelligence. Bună ziua și bine v-am găsit. S-a menționat mai devreme despre pilonul cyber, foarte important de la nivelul asociației. Ce puteți spune în acest context despre acest pilon? Ce faceți acolo? Da, mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, pentru cine nu știe, ANIS este Asociația Națională de Servicii IT din România, asociație reprezentativă la nivel patronal pentru sectorul IT din România, având peste 165 de membri. În cadrul asociației avem numeroase grupuri de lucru, unul dintre cele mai importante subiecte și grupuri de lucru pe care le gestionăm este acela al securității cibernetice. Practic, companiile membre pun la dispoziție în mod voluntar experți care lucrează împreună pentru a stabili elementele de prioritate la nivel general ale sectorului IT pe zona de cyber security. Strategia pe care asociația o are este aceea de a deveni un partener relevant de discuție cu autoritățile. Credem în nevoia unui dialog deschis, liber și constructiv, în special pe partea de reglementare, dar nu numai. Avem în acest sens semnat un parteneriat strategic cu DNSC. Ne permite să lucrăm împreună pe implementarea cadrului legislativ, să furnizăm feedback din partea asociației, dar ne propunem să avem și campanii de comunicare și o comunicare în timp real a elementelor care țin relevante pentru membrii și care astfel încât să putem contribui la scopul pe care DNSC îl are. În special avem în focus, pe lângă zona de reglementare și creșterea competențelor și a nivelului de educație, am menționat și în intervenția de mai devreme domnul Dan Câmpean și aș dori să revin la acest aspect, partea de creștere a capabilităților și a competențelor și a numărului de experți pe care îi avem în România este esențială pentru a putea oferi acele servicii necesare atât pe piața din România, dar pentru a putea constitui, din punctul nostru de vedere, și un pilon puternic în dezvoltarea sectorului IT, prin exportul de servicii și produse cu valoare adăugată mare pe zona de securitate cibernetică. Focusul nostru este de a ridica, de a conștientiza autoritățile publice asupra nevoilor de upskilling în zona aceasta și în special pe tehnologiile emergente care sunt folosite din ce în ce mai mult, atât pentru a pune pe piață produse cât mai eficiente, dar sunt folosite și de actorii criminalității cibernetice, de aceea trebuie să fim conștienți și să avem un nivel cât mai înalt de pregătire pe zona tehnologiilor emergente. Aș mai dori să punctez un alt element pe care ne concentrăm și pe care îl considerăm strategic la nivel național este acela al educației pe zona de tehnologie și în special educația cu elemente de securitate cibernetică la nivelul populației generale. S-a discutat, au menționat și antevorbitorii mei, este vorba despre acel nivel de bază, de educație pe care fiecare cetățean ar trebui să-l aibă și noi credem într-o educație
structurată, metodică. Această educație ar trebui făcută din școli, încă de la nivelul ciclului primar, sigur, cu elemente adaptate publicului țintă și nivelului de înțelegere al persoanelor pe care le targetăm. Dar numai în felul acesta vom avea o creștere a conștientizării riscurilor, o reducere pe termen lung a vulnerabilităților la nivel de societate și, de ce nu, o bază cât mai largă de selecție pentru specialiștii din domeniul IT, tehnologiei și ai securității cibernetice pe care ni-i dorim, care să ne protejeze în viitor. Legat de necesitatea de formare de experți, aveți colaborări și cu universitățile sau cum vedeți creșterea numărului de experți în domeniu? Da, colaborăm la nivel general cu mediul academic. Susținem chiar într-un mod pragmatic prin programul Bursele ANIS cadrele didactice tinere care introduc în predare tehnologii inovative, subiecte de noutate. Oferim anual un număr de burse care să le permită să-și suplimenteze, eu știu, veniturile și să se poată concentra mai bine pe programele pe care le fac. Dorim să stimulăm cadrele didactice să actualizeze în predare programa și felul în care fac această corelare între ceea ce apare nou pe piață și ceea ce este relevant pentru studenți. Până la urmă, acum venind și cu experiența din compania pe care o conduc, mediul privat investește mult în educație și încearcă să umple acest gol pe care îl constatăm atunci când recrutăm absolvenți de pe băncile școlii. Investiția pe care o facem noi nu poate decât să suplinească poate anumite domenii, dar acea învățare metodică structurată din timpul cursurilor universitare și postuniversitare este o chestiune pe care o sprijinim în felul acesta prin ANIS. Aveți cumva o estimare, poate la nivelul asociației, acestor investiții în formare la nivelul țării noastre? Sau de ce ordin de mărime ar fi? De ce ordin de mărime ar fi nevoie? Sau? Nu am acum la mine o cifră, dar este clar că investiția în educație, ca și investiția pe zona de cercetare și dezvoltare, necesită sume considerabile pe care nu doar sectorul privat le poate pune la dispoziție și este nevoie ca aceste domenii să fie considerate strategice la nivel național și să aibă parte de finanțarea necesară din partea instituțiilor de stat, din partea guvernului. Și v-aș mai întreba, care mai e situația legată de plecarea tinerilor din România cu competențe foarte bune în acest domeniu în alte țări și eventual dacă sunt contractați tineri din alte țări în România pe acest segment? Există în continuare o parte din resurse care aleg să din angajații din domeniul care aleg să plece din țară. Nu mai este fenomenul așa de masiv cum era prezentat acum mai mulți ani. În schimb, există acest fenomen de brain drain, practic de exod al creierelor. Sunt experți tehnici care lucrează
poate în sistem de freelancing direct pentru companii din afară. Sigur, piața este liberă, dar cumva dacă reușim să canalizăm aceste competențe, expertiză în companiile din România, astfel încât să creăm valoare adăugată mai mare și să nu exportăm doar muncă, ci servicii și produse de înaltă valoare, atunci la nivel economic acest lucru ne va fi favorabil. Să sperăm că așa va fi. Mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc. Cred că ar trebui să faceți ceva de când sunt mici, pentru că un copil la 5 ani are deja un cont. M-am văzut raportul Salvați Copiii, care pe mine m-a îngrozit, sincer. Adică dacă un copil la 5 ani are cont pe rețelele sociale, vă dați seama cum o să fie el peste un an, adică la 6 ani o să fie deja mult evoluat. Mă gândesc așa că cred că ar trebui să-l pornim de la grădiniță, sincer. Da, expunerea este de la cele mai fragede vârste și, în primul rând, vorbim de campanie de conștientizare, până la urmă copiii pot fi în pericol în momentul în care sunt expuși de la vârste foarte mici, eu știu, unor soluții sau pe internet necontrolat. Dar, într-adevăr, familiarizarea lor de la vârste cât mai fragede cu tehnologia, explicându-le anumite concepte pe nivelul lor de înțelegere, este ceva ce este absolut necesar. Mulțumesc mult de tot!